Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a revistei presei, aici la Capital TV. Haideți să vedem ce știri mai avem azi, ce mai scriu ziarele, ce ni se mai pregătește sau ce s-a mai întâmplat. Socialdemocrații propun impozit pe venit zero la salariul minim prin creșterea deducerilor personale. Socialdemocrații precizând că impactul bugetar va fi de 0,2% din PIB. Este o știre pe care o preluăm de pe știri, pe surse. Așadar, asta și-ar dori cei de la PSD. În altă ordine de idei, aflăm tot de la știri pe surse că președintele României va participa în data de 19 octombrie, adică luni, la summitul virtual și forumul web al inițiativei celor trei mări organizate de Estonia în format de videoconferință. Summitul din acest an reprezintă un pas cât se poate de important în procesul de consolidare a inițiativei celor trei mări, care a fost inițiat prin deciziile luate la summitul găzduit de președintele României în septembrie 2018. Cadrul general pentru discuție îl va constitui evaluarea proceselor înregistrate, a valorii adăugate și a reperelor viitoare ale inițiativei. Uită-l și pe domnul Raed Arafat, care susține că cifra reală a cazurilor de bolnav COVID-19 ar putea fi mult mai mare, deoarece unii oameni nu știu că au boala și merg pe stradă. Tocmai din acest motiv este absolut necesar ca oamenii să poarte mască, spune Raed Arafat. La modul în care crește numărul, sunt convins că spitalele vor trata pacienți COVID-19. Spitalele COVID ar putea să nu mai fie suficiente. În ele sunt tot mai mulți pacienți. E normal ca în etapa următoare să avem paturi în plus. Nu toate unitățile spitalicești au spații pentru a realiza aceste circuite. De exemplu, ajunge un pacient după un accident, este operat, i se face test COVID și ne trezim că este pozitiv. El trebuie să continue tratamentul acolo. Pentru binele pacientului, el trebuie să fie tratat în siguranță. Este clar că avem persoane pozitive, care poate că nici ele nu știu, de aia trebuie purtată mască în fiecare zi. Nu pot să vă zic un număr, cifra reală a cazurilor ar putea fi mai mare, a declarat Raed Arafat în cadrul unei conferințe de presă. O situație dramatică are loc în Franța legată tot de COVID. Numărul de noi cazuri de infectare în Franța în ultimele 24 de ore a depășit pragul de 30.000 pentru prima dată de la începerea testelor la scară largă, conform cifrelor publicate joi de Departamentul pentru Sănătate Publică. Numărul de noi cazuri confirmate este de 30.621, precizează site-ul Agenției Sanitare, o premieră de la lansarea testelor de screening la scară largă. Pragul de 20.000 de cazuri de coronavirus a fost depășit doar pe 9 octombrie. Da, cam asta se întâmplă în Franța în ceea ce privește COVID-ul. Ia să vedem și ce zice Dragoș Anastasiu. Dragoș Anastasiu are o profeție sumbră. Cred că ne vom mâneca în atâția bani europeni, pentru că nu știm ce să facem cu ei și nu vom absorbi nimic. Doamne ferește să fie așa. Investițiile în resursa umană lipsesc din planul de relansare a economiei elaborat de guvern, astfel că nu vom ști cum să utilizăm sumele mari de bani europeni care revin țării noastre și nu vom fi capabili să absorbim nimic, a declarat joi Dragoș Anastasiu, președintele Camerei de Comerț Româno-Germane, în cadrul conferinței online Roinvest, potrivit Ager Press. Fără investiții mari în educație,
nu cred că vom avea șanse foarte mari, cel puțin pe termen mediu și lung. Se va vedea peste câțiva ani. Aici discutăm inclusiv de educație antreprenorială și financiară. Dacă vă uitați la proiectul de relansare economică a țării, veți vedea că la educație va fi doar partea de hard, nu și de soft. Investim în școli, în aducerea WC-urilor în interior, în capabilități digitale, foarte frumos, spune Anastasiu, dar când vorbim despre mindset-ul dascălilor și al părinților, acolo nu este nimic. Deci trebuie să investim în primul rând în resursa umană, în educație, în antreprenoriat, în administrația publică. Părerea mea este că nu avem nicio șansă să absorbim nimic, a mai spus Anastasiu. Eu sper să nu fie așa cum profețește domnul ăsta președinte la Camera de Comerț Română-Germană. Da, vedeți, niciodată nu poți să știi ce se va întâmpla, nu? Doi deputați de la Partidul Național Liberal au ajuns internați la terapie intensivă, diagnosticați cu COVID-19, după ce au participat la nunta fiului primarului din comuna Letca Nouă, județul Giurgiu. Se arată într-o înregistrare video publicată pe pagina de Facebook a emisiunii Punctul Culminant de la România TV. Deși cei doi deputați nu apar în înregistrare, pe fundal se aude cum acestora li se fac dedicații muzicale. Au dat cu banul oamenii. E vorba despre Toma Petcu și Alexandru Andrei. Ambii deputați fac parte din organizația de Giurgiu a PNL. Ei au participat marți seara la o ședință a conducerii filialei județene. Ulterior, Alexandru Andrei a fost internat în spital cu simptome ale bolii la scurtă vreme și Toma Petcu a avut simptome asociate infectării cu coronavirus, așa că s-a testat, iar rezultatul a fost pozitiv. Na. Deci Orban interzice evenimentele private, știa el ce știa. Uite și o avertizare meteo. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o informare de ploi și instabilitate atmosferică valabilă până mâine dimineață. Pentru weekend, meteorologii anunță frig, mai ales în vestul, centrul și nordul țării. Va ploua moderat cantitativ, în Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea vor fi și manifestări de instabilitate atmosferică. De asemenea, vor fi ploi și în jumătatea de vest a țării. Sâmbătă și duminică vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, dar va deveni rece pentru această perioadă, mai ales în vestul, centrul și nordul țării, scriu cei de la știri pe surse. În altă ordine de idei, se tot povestește, se tot aude despre amânarea alegerilor parlamentare pentru luna martie. În fapt, amânarea asta ar fi cumva la mâna președintelui, pentru că președintele trebuie să trimită o anumită lege la promulgat, are 10 zile, dacă nu o promulgă, o întoarce spre discuție în Parlament, depinde cât de repede se mobilizează ăștia, în fine, om vedea și om trăi, dar președintele Klaus Iohannis și PNL vor face tot ce e posibil pentru a paraliza legea care ar permite PSD-ului să amâne alegerile parlamentare, a spus la Radio France International liderul senatorilor liberali Daniel Fenechiu, potrivit Mediafax. Daniel Fenechiu asigură că alegerile parlamentare vor avea loc în decembrie. Nu știu cine a stabilit cifra de 4.000, că din câte știu, domnul Ciolacu nu e vreun epidemiolog laureat cu Nobel, ca să stabilească care este pragul de la care se întâmplă sau nu ceva. Pe de altă parte, nimeni nu poate să-mi garanteze că în februarie sau martie situația epidemiologică va fi mai bună decât astăzi. Senatorul PNL a prezentat pașii de urmat. În momentul de față avem o lege care a fost contestată la CCR și contestația a fost respinsă. Potrivit textului constituțional, președintele are 10 zile calculate din data de 14, adică de alaltăieri, în care poate să o promulge sau să o retrimite la Parlament printr-o cerere de reexaminare. Dacă coroborăm declarațiile în care președintele spune că alegerile trebuie să se desfășoare pe 6 decembrie, că România are nevoie de stabilitate, nu am niciun dubiu că președintele va retrimite legea în Parlament.
Bănuiesc că se va întâmpla asta undeva în data de 23, că nici președintele nu cred că se va grăbi. Pe 23 octombrie va veni legea în Parlament. Oricât s-ar grăbi cei de la PSD-ALDE, nu vor reuși mai repede de 6-7 zile să o treacă prin ambele camere, poate va dura chiar mai mult. Urmarea acestei treceri prin camere ar cerea de reexaminare respinsă, cum anticipez că ar trebui să se întâmple în raport de furie cu care PSD-ul se agață de ideea amânării alegerilor, ar ajunge din nou la președinte când din nou poate fi generat un incident, adică o nouă atacare la CCR, strict pe aspectele care se regăsesc în cererea de reexaminare, ceea ce ar însemna undeva între o lună și 6 săptămâni de zile. 6 săptămâni de zile înseamnă peste data de 6 decembrie. O lună înseamnă cu puțin înainte datei de 6. Legea nu este încă în vigoare și mai există încă remedii prin care această lege poate fi paralizată ca să nu intre în vigoare până la data organizării alegerilor. Șeful PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că la 4.000 de infectări pe zi nu se impun alegeri. Apropo de alegeri, citim în Hunedoara Liberă următorul lucru. Clasată pe locul al doilea în competiția pentru primăria Deva, fiica lui Mircea Muntean, Paula Ioana Corbu, renunță la Consiliul Local. Cred că știrea e un pic forțată, în sensul că din informațiile pe care le avem noi direct de la sursă, adică vorbind cu stafful de campanie al doamnei Corbu, Paula Corbu n-a renunțat la mandatul de consilier local, dar instanța a invalidat ieri mandatul său. Și vedem în Hunedoara Liberă un fragment din minuta instanței. Numai că, din curiozitate, ne-am dus și noi pe minuta instanței și am văzut că ziarul Hunedoara Liberă n-a luat minuta complet, s-a luat strict de cea care este Paula Corbu și, de fapt, minuta e cam așa. Admite în parte cererea formulată de petentul Biroul Electoral de Circumscripție Municipală numărul 1 Deva, invalidează, atenție, alegerea domnilor Fauri Irina Lioan, Oancea Nicolae Florin, membri ai Partidului Național Liberal, în funcția de consilier local al municipiului Deva, județul Hunedoara. Deci și domnul Fauri Irinel și domnul Oancea Nicolae Florin au fost invalidați de instanță pentru funcția de consilier local. De asemenea, invalidează alegerea domnului Bârstan Tiberiu Claudiu, membru al Alianței pentru Uniunea Românilor, AUR, doamna Gavrila Ana Maria, membru al Alianței pentru Unirea Românilor, Corbu Paula Ioana, membru al Partidului României Europene și a domnilor Chitaru Ioan Iosif, membru al Partidului României Europene, Enescu Paul Alexandru, membru al Partidului României Europene, în funcția de consilier local al municipiului Deva, județul Hunedoara, și validează mandatele următorilor consilieri locali. Petru, așa, și urmează validările pentru PNL, PSD și cine mai e? Ia să vedem. USR și UDMR. Deci cam așa arăta minuta asta, ca să prezentăm lucrurile așa cum sunt. Nu știm motivarea instanței pentru invalidarea domnilor și doamnelor amintiți mai înainte, dar vom afla în zilele următoare, tot pe surse, la această oră, un lucru interesant. Dacă a invalidat mandatul domnului Oancea Nicolae Florin ca și consilier local, pe surse am aflat că mandatul de primar al domnului Florin Nicolae Oancea ar fi fost validat. Bun. Și cam asta e în ceea ce privește validările. Hai să vedem dacă tot ne-am oprit la Hunedoara Liberă, ce mai scrie. Scrie așa: PSD și-a stabilit candidații pentru Parlamentul României. Astfel, socialdemocrații au stabilit cine va participa la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Ordinea încă nu este definitivă, ea urmează să fie votată și în cadrul partidului la București.
dar la nivelul organizației județului Hunedoara s-a stabilit că la Senat vor candida pe locul 1 Cornel Cristian Răzmerită, senator în funcție PSD, domnul Ioan Bădin, fost consilier local la Hunedoara, actualmente consilier județean și pe locul 2 la lista pentru senator, Maria Ștefănie, fostă inspectoare generală la fostă inspectoare șefă la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, Valeria Filimon și pe locul 5 Ciprian Roman. La Camera Deputaților, Natalia Elena Intotero, pe locul 2 Ilie Toma, pe locul 3 Viorel Sălan, care iată nu mai apare pe lista de senatori, ci dimpotrivă vine pe locul 3 la Camera Deputaților. Locul 4 Marius Helgiu, locul 5 Ovidiu Olari, locul 6 Luminița Hurgoiu, locul 7 Lucian Rus și locul 8 Gabriel Ionuț Pârvuța. Aceasta ar fi lista PSD pentru Senat și Camera Deputaților. Tot Tribunalul Hunedoara a validat mandatul de președinte al Consiliului Județean, domnul Laurențiu Nistor. Să vedem ce mai avem. Aflăm și că Alin Țambă, fostul viceprimar sau actualul viceprimar al municipiului Orăștie, consilier local la Orăștie ales, va fi unul dintre vicepreședinții Consiliului Județean, pentru că Alin Țambă a fost și pe lista de consilieri județeni. Dacă am vorbit de PSD, trebuie să vorbim și de PNL. Vătuța Stănescu și Vasilică Potecă vor deschide listele de candidați pentru Camera Deputaților și Senat. Decizia a fost luată în biroul politic județean al PNL Hunedoara. Urmează să fie validată de Comitetul Director Județean într-o ședință. De fapt, a fost validată. Din acest din urmă for, fac parte și primarii PNL din județ. În urma votului membrilor biroului politic județean al PNL, ordinea la Camera Deputaților a fost Vătuța Stănescu, Lucian Heiuș, Ovidiu Furdui, primarul Crișciorului, Doris Visirin, Vlad Lăutaru, Dorin Petrescu, Cosmin Olărașu și Ioan Cristea. La Senat, ordinea ar fi următoarea: Vasilică Potecă, Lucica Muntean, Dorin Ioan Petrui, Mircea Rovinar și Anca Lupu. Cât mai avem? Așa. Asta scrie Hunedoara Liberă. Închidem site-ul ăsta. Hai să vedem cu ce putem încheia. Uite, Clotilde Armand a fost validată primară al sectorului 1 din București. Datele AEP citate de Ager Press arată că Armand a câștigat alegerile locale cu 40,94% dintre opțiuni, iar principalul contracandidat, Daniel Tudorache, a fost votat de 39,81% dintre cetățenii prezenți la urne. Tudorache a contestat rezultatul și a depus o plângere penală la secția specială de anchetare a magistraților. Cam asta ar fi pentru astăzi, stimați respectatori, în ceea ce privește revista presei. Firește că mai erau multe subiecte, dar nu ne mai ajunge timpul. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Vă doresc în continuare numai bine. Rămâneți alături de Capital TV.